vom continua seria de sugestii video privind utilizarea scripturilor gratuite în 3D Studio Max, astăzi cu un generator automat de acoperișuri. Operația este dificil de realizat în proiectele de vizualizare arhitecturală și să vedem cum putem face acest lucru gratuit și automatizat. Adresa de la care putem încărca acest script este aceasta, va exista în descrierea filmului YouTube, va exista în descrierea pe care o veți primi și derulând putem accesa download MW Roof Generator 1.3. Îl salvăm cu extensia MGR. Pasul al doilea le reprezintă instalarea acestui script. Vom merge în rădăcina C, Program Files, Autodesk. Alegem versiunea 3D Studio Max pe care o folosim și nu în script, acolo unde am fi tentat să lipim acest script. Aici avem scriptul de realizare a unor fracturi în vederea unor animații, unei explozii și Kitchen Cabinet Creator, crearea automată de mobilă de bucătărie pe care am demonstrat-o în canalul YouTube, ci mergem cu un nivel mai sus în Macro Script. Aici, clic dreapta și paste, am lipit deja acest MW Roof Generator versiunea 1.3. După ce am copiat scriptul cu extensia MCR pe calea amintită, ultimul pas le reprezintă configurarea 3D Studio Max și acest script a fost testat până la varianta 2022. Vom alege Customize. De aici, prima opțiune, Customize User Interface, vom găsi astfel interfața Customize User Interface, mergem la a doua opțiune, al doilea tab, Toolbars, aici găsim scriptul pe parcursul copierii sale în Macro Scripts, programul 3D Studio Max a fost închis, știți deja acest lucru, clic și îl tragem, până când ni se permite să-l așezăm undeva în bara de instrumente. Închidem panoul de particularizare a User Interface și acum avem acest script care poate fi lansat de la butonul pe care tocmai l-am așezat în spațiul de lucru. Utilizarea acestui script este extrem de simplă și veți remarca câte avantaje ne aduce automatizarea acestei operații. Ideea este să pornim de la o curbă de tip spline și vom încerca pentru început cu un rectangle, alt W și maximizez spațiul de lucru, viewport-ul perspectiv în spațiul de lucru și având curba de tip spline, acest dreptunghi selectată, pur și simplu clic pe MW Roof Generator, pot stabili unghiul acestui acoperiș, îl las deocamdată la valoarea prestabilită, default 30 de grade și clic pe Create. Acoperișul a fost generat. Am desenat câteva curbe de tip spline, curbe cărora le vom aplica scriptul MF Roof Generator. Să selectăm prima curbă de tip spline și clic pe buton Roof Angle 30 de grade Create. Acesta este aspectul acoperișului, selectăm a doua curbă de tip spline și modificăm aici la 40 de grade, clic pe Create. Butonul poate rămâne în spațiul de lucru și pur și simplu cu o singură operație generăm acoperișuri în mod automat, indiferent de complexitatea geometriei pe care aplicăm scriptul.